Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Noi să mulțumim Domnului că, deși nu suntem vrednici de nimic, El ne-a răscumpărat viața și ne-a dat mântuirea. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să citesc din Deuteronom 30, începând cu versetul 15. Iată îți pun azi înainte viața și binele, moartea și răul, căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeu tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înainte altor Dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire, după ce veți trece Iordanul. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale. Și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat-o Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. De când ne trezim de dimineață și până mergem în pat seara, noi avem de făcut alegeri. Și aceste alegeri ne definesc pe noi ca persoane, ca indivizi. Aceste alegeri ne definesc pe termen lung, pe termen scurt. De multe ori, în aceste alegeri, noi negăm faptul că avem o responsabilitate și credem că mântuirea sau slujirea la care Dumnezeu ne-a chemat ține doar de Dumnezeu, nu ține și de noi. Și sunt aceste două extreme care unii oameni tind să creadă că Dumnezeu face totul și noi nu facem nimica, alții tind să creadă că omul alege și doar el poate să decidă soarta mântuirii sale. Însă vrem să înțelegem în această seară că Dumnezeu ne cheamă să alegem și să facem alegeri înțelepte. Alegem în fiecare zi dacă să ne deschidem Biblia sau telefonul dimineața când ne trezim. Alegem cu ce să ne îmbrăcăm, cu ce să mâncăm. După ce începem să interacționăm cu oamenii, alegem cum să vorbim cu ei, ce să le spunem, cum să-i abordăm. Alegem cu cine să ne petrecem timpul. Alegem dacă să iubim sau să judecăm pe cei din jur. Alegem poate să ne uităm la cei din față și să-i judecăm. Poate veți alege să vă uitați la mine și să căutați greșelile pe care le voi face, probabil. Sau puteți alege să vă rugați pentru mine, ca Domnul să poată vorbi. Alegem dacă să ne educăm copiii sau nu, sau cum să-i educăm. În fiecare zi noi alegem, de fapt nu, chiar în fiecare zi alegem cu cine să ne căsătorim. Alegem dacă să căutăm pe Domnul sau nu. Și alegem dacă să facem binele sau să nu facem binele, așa cum scrie în Deuteronom. Toate aceste alegeri, cum spuneam, în fiecare zi, ne definesc pe noi ca persoane. Și cineva spunea că noi suntem suma alegerilor noastre. Adică alegerile pe care le facem pe parcursul vieții sunt, de fapt, identitatea noastră. Și atât pe plan pământesc, cât poate pe plan spiritual, noi facem zeci, sute, poate mii de alegeri pe zi. Fie că ne dăm seama, fie că nu ne dăm seama. Facem niște alegeri. Când eram adolescent, de fapt, asta era una dintre întrebările mele principale. În răzvrătirea mea și în rebeliunea mea, credeam că Dumnezeu nu-i corect. De ce a lăsat omul liber? De ce Dumnezeu a lăsat omul liber să aleagă? Nu v-ați gândit? De ce, dacă Dumnezeu știa că noi o să alegem majoritatea răul, pentru că asta suntem, și Pavel spunea că firea noastră tinde să aleagă mereu răul, să aleagă întunericul, să aleagă poftele aceste lumești, de ce Dumnezeu totuși ne-a lăsat liber și nu ne-a făcut niște roboței, poate programați, să facem doar binele? Mai apoi înțelesesem că, de fapt, datorită dragostei lui Dumnezeu, noi am fost lăsați așa. Suntem, dacă pot să spun, unica specie pe pământ care suntem liberi să alegem. Și Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi tocmai prin faptul că ne-a lăsat liberi să alegem. Nu cred că cei care au copii ar fi bucuroși să știe că copilul
să știți că copilul dumneavoastră vă ascultă doar pentru că l-ați obligat sau pentru că l-ați bătut, ci cred că ați vrea ca copilul să vă asculte pentru că vă iubește. Și în același fel Dumnezeu ne-a lăsat liber și vrea ca să-L iubim și să-L alegem pe El. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cum spuneam, din păcate, mulți alegem greșit și alegem să facem răul. Alegerile pe care le facem zilnic ne apropie sau ne depărtează de Dumnezeu. Fie că vrem, fie că nu vrem. Și aș vrea să mă concentrez asupra unui lucru mai mult, și anume asupra faptului că toate alegerile pe care le facem noi au consecințe sau rezultate. Toate alegerile noastre au niște efecte în viața noastră și în viața celor din jurul nostru. Fiecare alegere are un impact și fie el bun, fie el rău, fie că vrem, fie că nu vrem, alegerile noastre au consecințe. În versetul 16 pe care l-am citit, scrie că iubirea Domnului și umblarea pe căile Lui au ca rezultat binecuvântarea lui Dumnezeu. Și faptul că noi iubim pe Dumnezeu și căutăm căile Lui, ca și consecință, avem binecuvântarea lui Dumnezeu. În schimb, în versetul 17 și 18 scrie faptul că închinarea înainte altor dumnezei au ca rezultat moartea. Alegerile noastre ne pot duce spre bine sau ne pot duce spre rău. Și aș vrea să, pe scurt, să dau câteva exemple din Biblie despre oameni care au făcut alegeri și au făcut alegeri bune sau alegeri greșite. Și dacă putem să ne uităm la ei și să învățăm, cu siguranță îi cunoașteți, știți, s-a vorbit de multe ori despre aceste personaje și am vrea ca Dumnezeu să ne ajute să învățăm de la aceste personaje din Biblie care au trecut deja și au făcut niște alegeri bune și Dumnezeu să ne ajute să facem aceste alegeri bune și înțelepte. În primul rând, aș vrea să ne uităm puțin la Daniel și la prietenii lui. Dacă ne uităm în Biblie, în Daniel 1:8 scrie că Daniel s-a hotărât sau Daniel a ales să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. Această alegere, dacă ne uităm în versetul 9, imediat scrie că Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință. Vedem cum această alegere a lui Daniel a avut o consecință aproape imediată. În versetul 17 scrie, Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. Faptul că Daniel a ales să se pună deoparte pentru Domnul, asta nu a rămas dator Dumnezeu față de el, ci l-a binecuvântat și a fost cu el și știm cu toții unde a ajuns Daniel. Datorită faptului că s-a hotărât și Dumnezeu l-a binecuvântat. Deși cei trei tineri au recunoscut că chiar dacă Dumnezeu nu va fi cu ei în cuptorul de foc, ei totuși au ales și au rămas statornici. Și aș vrea ca pe noi tineri Dumnezeu să ne binecuvinteze să rămânem statornici când facem o alegere înaintea lui Dumnezeu. Un alt exemplu negativ pe care l-am găsit în Sfânta Scriptură este Acan, pe care cu siguranță îl cunoaștem. Acan a ales să nu asculte și consecințele lui au fost de această dată extinse și în familia lui și în popor. Dacă ne uităm la Acan, vedem, poate uneori tindem să credem că Dumnezeu l-a pedepsit prea tare. Dumnezeu l-a pedepsit cu moartea și o moarte destul de cruntă, adică lapidare, i-au dat foc. Însă nu vedem că, de fapt, porunca lui Dumnezeu a fost încălcată întâi de Acan. Și apoi, poporul care trebuia să aibă biruință datorită greșelii lui Acan, poporul a pierdut lupta și au murit, dacă citim în versetul 5 din capitolul 7, au murit 36 de oameni datorită acestei alegeri. Noi, de multe ori, ca tineri, tindem să credem că alegerile noastre nu au consecință asupra celorlalți. Credem că facem ce vrem, oricum ne afectează doar pe noi. Însă nu este așa. Atunci când noi alegem un lucru, să știți că este afectată familia, de exemplu, lui Acan. A fost afectată, au fost uciși, a fost arși, toată familia lui datorită
greșelii lui. Și în același fel, noi suntem responsabili pentru cei din jurul nostru, pentru că uneori alegem greșit și consecințele alegerilor noastre se răspund și asupra celor din jurul nostru, poate celor din biserică, celor din familia noastră. Este foarte important să vedem și cum alegem înaintea lui Dumnezeu sau ce criterii folosim ca să alegem. Dacă ne uităm la un alt exemplu, Avram și Lot, vedem cum Avram, știți cu toți istoria lui Avram, când cei slujitorii lui Lot și a lui Avram s-au luat la ceartă pentru pământ. Vedem cum Avram a ales, nu superficial, nu a ales cu ochii, nu a ales ce izbește privirea, ci a ales în adâncime. A ales matur, putem spune. Avram a ales ca mai degrabă să țină pacea cu cei din jur, mai degrabă să aibă pace cu Dumnezeu, să aibă pace cu cei din jur, decât să aleagă cu privirea și mai apoi să simtă consecințele. Dacă ne uităm în viața lui Lot, vedem consecințele și faptul că el a ales, poate din prima privire pare mult mai frumoasă câmpia pe care o ales-o. Putem spune că a făcut o adevărată afacere, că și-a ales partea mai bună, dar dacă ne uităm pe termen lung, consecințele alegerilor lui Lot au fost drastice. Și-a ruinat familia, și-a ruinat viața datorită unei alegeri greșite. Vreau să ne rugăm ca Domnul să ne ajute și să ne dea înțelepciune, să avem alegeri înțelepte, să facem alegeri înțelepte. Domnul Iisus, cred că este exemplul nostru suprem în toate lucrurile și dacă ne uităm la El, El a ales să sufere, a ales să fie batjocorit, a ales să fie scuipat, biciuit pentru păcatele noastre, ca noi să avem viață veșnică și mulțumim pentru asta. Așa cum am spus, aș vrea ca Dumnezeu să ne lumineze și să înțelegem că toate alegerile noastre au consecințe și pot duce la viață sau pot duce la moarte, pot duce la bine sau pot duce la rău, poate să ne ajute sau poate să ne doboare. Am vrea să îl implicăm pe Dumnezeu în toate alegerile noastre. Poate noi ca tineri ne imaginăm că alegerile minore, poate nu ar trebui Dumnezeu să știe cum alegem noi. Credem că suntem mai înțelepți decât cei din jur, poate chiar decât Dumnezeu și credem că reușim cumva să și cunoaștem toate lucrurile în așa fel încât să alegem bine. Însă am vrea să ne credem în Dumnezeu când facem alegeri. Să-L implicăm, cum am spus, pe Dumnezeu în toate alegerile noastre. Aș vrea să citesc câteva versete, care de fapt primul verset s-a citit și azi dimineață, din Psalmul 32, trec fugitiv, și acolo spunea că în Psalmul 32, de la 1 la 5, atunci când noi greșim, noi ca tineri, când păcătuim și nu doar ca tineri, trebuie să alegem să venim înaintea lui Dumnezeu cum David a venit înaintea lui Dumnezeu și și-a cerut iertare. Știm cu toții versetul din Biblie care spune că cel neprihănit cade de 7 ori și de 7 ori se ridică. Eu am stat și m-am gândit, oare cum e posibil ca cel neprihănit să cadă? Eu credeam că cel neprihănit nu poate să cadă. Cei sfinți n-au cum să păcătuiască, n-au cum să cadă. Cei sfinți trebuie să fie sfinți mereu. Și probabil avem această gândire că odată ce am greșit, suntem refuzați de Dumnezeu și nu ne mai putem întoarce la El. Dar vă invit și cu toată încrederea, vă spun că Dumnezeu, odată ce ne întoarcem la El, indiferent de câte ori am căzut, Dumnezeu ne iartă și ne eliberează și mulțumim pentru asta. Și să mai facem o alegere și anume să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Noi ca tineri și nu numai vrem să izbutim în viață, vrem să avem realizări, vrem să ne cunoască lumea, poate vrem să facem multe lucruri, dar dacă nu-L punem pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră, nu vom reuși să facem nimic în viață. Și cred că așa cum se ridica întrebarea din Iosua, aceeași întrebare se ridică și în această seară.
și anume, alege azi cui vrei să-i slujești. Noi suntem puși în fața unei alegeri în fiecare zi și noi suntem liberi să alegem, dar să fim conștienți că alegerile noastre au consecințe asupra noastră și asupra celor din jurul nostru. Cea mai bună alegere pe care putem să o facem, ca tineri mai ales, este să-L urmăm pe Dumnezeu, să căutăm sfințirea, să-L urmăm pe Dumnezeu din toată inima și să căutăm să-I plăcem Lui, să căutăm voia Lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Știm că oricum, fără ajutorul Lui Dumnezeu, toate eforturile noastre bune pentru a deveni sau a face ceva sunt niște eșuări sigure. Și doar Dumnezeu poate să ne ajute, să ne binecuvinteze, să facem alegeri înțelepte și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să binecuvinteze tinerii, să facă alegeri înțelepte și să înțelegem că alegerile noastre au consecințe. Și să înțelegem că degeaba lucrăm noi la o casă, cum spune acel verset, pentru că dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Slăviți să fie Domnul!